Forța de muncă reprezintă o problemă uriașă în agricultura românească. Acest lucru este confirmat, dacă mai era nevoie, și de datele oficiale. Potrivit Institutului Național de Statistică, anul trecut, sectorul agricol din România a pierdut aproape 100.000 de muncitori. În 2020 s-au făcut concedieri în masă, iar agricultura se află pe locul 2 în topul domeniilor în care s-au înregistrat scăderi masive ale persoanelor ocupate. Lucrătorii calificați în agricultură, silvicultură și pescuit reprezentau 18% din totalul populației ocupate anul trecut. De asemenea, în sectorul agricol au lucrat peste 8 din 10 români angajați cu jumătate de normă. Aceștia însumează jumătate de milion de oameni. Cât despre soluțiile dedicate acestei probleme urgente, se discută, se analizează, dar nu se face nimic concret.